Voi privi schimbarea din două puncte de vedere, și anume din punct de vedere personal, dar și din punct de vedere profesional. Nu pot totuși să încep să vorbesc despre schimbare dacă nu introduc în context și cel mai puternic factor demotivațional care împiedică schimbarea pe planeta asta, și anume frica de schimbare, reticența la schimbare. Din nefericire, noi nu ne naștem cu această frică. Această frică este dobândită din copilărie, de la părinții noștri, din mediul în care am fost crescuți, din sistemul nostru educațional defectuos, să-i spunem. Vreau până la finalul acestui discurs să vă fac să iubiți schimbarea. Ăsta este scopul meu astăzi seară, să vă fac să iubiți schimbarea de orice natură, profesională, personală, cum vreți voi. Ăsta este singurul meu scop. Cel mai frumos lucru pe care un părinte poate să-i dea copilului lui este dragostea de viață, nu dorința de supraviețuire. Auzi, mă, mămică, tu să te duci la școală și să iei note mari și să ajungi să termini liceul cu 10 pe linie ca să ajungi la facultate și să termini și facultatea ca să fii și tu un om în rândul lumii, ca toată lumea. Ai auzit, Andy? Auzi, dar eu, de ce îmi tai aripile așa din copilărie? De ce nu mă lași să fiu creativ? De ce îmi împiedici tot ce pot eu să am mai bun din mine? De ce, mamă? De ce? De ce nu mă lași să fiu altfel? De ce mă condamn la o viață de turmă? Să nu uităm că cele mai frumoase invenții din lume au fost create de niște oameni care nu aveau nici măcar liceu. Nu văd puțin de gândit lucrul ăsta. Vorbeam cu un prieten, în urmă cu câteva luni, care trece printr-un divorț dureros. Și îmi spunea, Costin, o iubesc atât de mult încât mă doare carnea pe mine. Îmi vine să mă sinucid, vreau să mă arunc de pe bloc. Aoleu, prietenul meu, ești nebun? Tu realizezi ce scoți din gură în momentul de față? Tu realizezi că ce vrei tu să faci reprezintă actul de maxim curaj pe care o ființă umană poate să aibă pe planeta asta? Să-și ia propria viață, nu altceva. Adică tu vrei să-mi spui mie că nu poți să folosești curajul ăsta fantastic. Eu l-am, vă recunosc. Tu nu poți să folosești curajul ăsta fantastic și să decizi ca de mâine să fii fericit? Nu ai voie. Orice vârstă ai avea, 20, 30, 40, 50 de ani, să crezi că toată fericirea ta, tot restul vieții, este doar în persoana de lângă tine. Scuză-mă că zic, nu e ok cum gândești, prietenul meu. Știți de ce suferă oamenii când trec printr-o despărțire? Din neîncredere în ei. Din neîncredere că ei pot să fie fericiți fără omul ăla care l-au pierdut. Da? Dar totul vine din copilărie. Părinții mei m-au iubit foarte tare. Mama nu putea să aibă copii. Și după o serie de sarcini pierdute și un copil născut care a murit la un an și câteva luni, am apărut eu ca o minune în viața lor, când ea avea 37 de ani și tatăl meu 47 de ani. Când aveam 13 ani, tatăl meu s-a stins din viață, de o boală cruntă. Un an mai târziu, la 14 ani, a dispărut și bunica mea. Și astfel pierdeam două dintre cele trei persoane care erau responsabile să-mi creeze mie drumul și să mă creeze ca om. Dar în momentul ăla, ce am făcut? Am dat vina pe Dumnezeu, m-am luptat cu demonii, am urlat, am plâns, am înnebunit, dar până la urmă am acceptat schimbarea. Am văzut că totul este efemer și dacă las un eveniment să mă domine și să-mi decidă viitorul fantomele trecutului, voi fi un pierzător. Am început să iubesc schimbarea. Vreau să vă fac să începeți să iubiți schimbarea. Dar știți de ce este foarte greu? Pentru că să modifici până și cel mai mic gest sau lucru la personalitatea voastră este greu. De ce? Pentru că avem reticență la schimbare. Haideți să facem o demonstrație, să vă zic despre ce vreau să, despre unde vreau să ajung. Toată lumea vă rog să stea cu mâinile așa. Da? Ok. Încruciați-vă degetele. Încă o dată, repet. Ia uitați-vă ce deget aveți de asupra. Stângul, drept. Unii stângul, alții dreptul. Depinde de mâna dominantă. Cum suntem stângași și dreptași. Da? Bun. Încercați să faceți lucrul ăsta, dar să inversați degetele. Cum vă simțiți? Incomod? Aiurea? Nu? E vreo diferență între chestia asta și chestia asta? Nu-i niciuna. Diferența poate să fie fericirea voastră, poate să fie o viață lipsită de mediocritate, plină de neprevăzuri, plină de fericire, plină de împlinire. Ca să schimbi un gest, psihologic vorbind, este nevoie să repeți un alt gest nou între 21 și 45 de zile. Depinde de persoană și de personalitate.
Încercați să repetați, să vă schimbați gestul, dar vă trebuie o putere foarte mare de autocritică și analiză ca să poți să vrei să produci schimbarea asta în tine. Eu sunt oltean, v-am mai spus. La mine în Oltenia e plin de superstiții. Hai să vă spun una dintre superstițiile de pe la noi. Îmi zicea mama, dacă te dai jos din pat dimineața cu stângul, îți va merge prost toată ziua. Ce e asta? Zic, hai să încerc să mă dau cu dreptul, de doar pe partea stângă, deci e logic. Și am încercat asta. Prima oară nu mi-a ieșit, dar până la urmă am reușit și m-am dat jos din pat cu dreptul. De ce? Că am vrut o schimbare și am provocat schimbarea aia. E foarte simplu să îți dorești o schimbare. E ca și cum ai vrea să fii pe drumul potrivit. Bun, să zicem că ești pe drumul potrivit. Dar e suficient să fii pe drumul potrivit dacă pur și simplu stai pe drumul potrivit acolo. Nu faci nimic. Te întrebați care schimbă ceva. Hai să privim schimbarea și din punct de vedere business. Aș vrea să vă vorbesc despre o companie care are în ADN-ul ei schimbarea. Adică, în planul de marketing, tot timpul schimbă ceva și de aceea, de la lansare, până în momentul de față, ei nu au fost depășiți de nicio altă companie, de profil și niciodată nu vor fi depășiți. Nu vă vorbesc de Apple, stați liniștiți. Vă voi vorbi despre Gillette. Despre Gillette. Gillette, în punctul ăsta, decide să lanseze un produs. Și produsul ăsta începe să aducă profit în companie. Se duce în sus, așa, pac, 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 pac. Până în momentul ăsta, când linia nu poate să se mai ducă drept. Pentru că concurența vine din spate. Se va duce ori așa pe orizontală, ori se va duce așa. Știți cum arată Gillette în evoluție? Și nu arată nicio companie din lume ca aia. Doar așa. Știți ce fac ei? Nimic nou. Schimbă ceva. Gillette. Gillette 2, Gillette Flu 2, Gillette Flu 2 Plus, Gillette 3, Gillette Mark 3, Gillette Mark 3 Turbo, Gillette Fusion și așa mai departe. Sunt produse care arată pur și simplu la fel, le îmbracă în alt ambalaj și lansează ceva nou ca să-și garanteze profitul. Nu contează că ăsta merge pe linie dreaptă sau se duce în jos, pentru că lansează pe ăsta exact în momentul în care e nevoie. Din punct de vedere business și profesional, este mult mai greu să produci o schimbare. Va schimba locul de muncă? Da. Schimbarea locului de muncă este pe locul 2 în lume ca și impact negativ asupra psihicului uman. Știți la ce egalitate este? Cu divorțul. Pe locul 1 în lume este moartea unui membru al familiei sau unui apropiat. Da? Eu o să zic că am divorțat de vreo 10 ori până acum. Muncesc de la 14 ani. Am fost barman. Am fost administrator la o sală de jocuri, am fost agent de distribuție. De 10 ani lucrez în sistemul bancar. Și mă dau jos din pat dimineața în fiecare zi ca să fiu mai bun ca ieri. Nu să-mi satisfac ego-ul. La 22 de ani m-am angajat în Raiffeisen Bank, ca și agent de vânzări carduri, umblam din parte în parte. În scurt timp am devenit printre cei mai buni din țară. La 23 de ani eram printre cei mai buni coordonatori de echipă de vânzări din țară. La 24 de ani m-am angajat în Unicredit Siriac, ca și cel mai tânăr director de sucursală bancară. Și am devenit printre cei mai buni din țară. La 27 de ani am creat, împreună cu o doamnă care iubea schimbarea la fel de mult ca mine, cel mai bun program de training în sistemul bancar românesc, premiat de HR Club România. Am mai fost project manager, corporate sales manager, key account manager și acum sunt director zonal de vânzări în Unicredit. Dacă schimbarea nu făcea parte din esența mea, eu nu aveam cum să evoluez. De aceea, din punct de vedere business, vreau să vă determin să produceți această schimbare. Știți cu ce suntem noi datori cu toții? Să ne găsim vocația în viață. Asta este tot ce trebuie să facem. Să ne găsim vocația. De ce? Pentru că ăla este lucru care ne duce spre evoluție. Dar nu poți să faci asta decât prin schimbare. Avem oameni printre noi, cum este Paul Ardeleanu, care și-au găsit vocația la o vârstă foarte fragedă. Eu îl invidiez, încă mi-o caut. Poate asta e vocația mea. Cine știe? Dar nu e frică să schimb ceva. Mi-a zis o doamnă foarte interesantă să evit să dau citate din Einstein, căci că e la mod. Vreau și eu să fiu la mod astăzi seara. Și aș vrea să închei cu două citate. Definiția nebuniei, Albert Einstein. Să faci același lucru de nenumărate ori, să te aștepți la rezultate diferite. Wow! Einstein vorbea de fapt despre schimbare. Să nu faci o schimbare înseamnă nebunie. Schimbarea înseamnă sănătate mentală. Schimbarea este singurul lucru care poți să-l faci de nenumărate ori și să ai rezultate diferite. Și o să închei cu un citat care mie mi-a plăcut foarte mult și
mi-a ghidat copilăria. De Peter O'Toole, ați auzit, este un actor de-a trăit mai de mult și a jucat în epoca de aur a filmelor hollywoodiene. El spunea cam așa: nu voi fi un om obișnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar. Acestea fiind spuse, astă seară, în fața voastră, dornic de încă o schimbare, fără frică, mă înclin.